Ministrul Energiei Victor Parlicov afirmă că Energocom, furnizorul principal de energie electrică din țara noastră, solicită reducerea tarifului pentru curentul pe care îl cumpără de la CET-urile din țara noastră și îl vinde distribuitorilor. Asta în timp ce atât Premier Energy cât și Feyenoord au depus la ANRE solicitări de scumpire a energiei electrice livrate consumatorilor casnici din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova. Prețurile pentru energia regenerabilă, sau mai bine zis energie procurată de furnizorul central, că acolo nu-i doar regenerabilă, vor scade, dar totodată operatorii furnizorilor la servicii universale, Feyenoord, Premier Energy, au solicitat majorarea tarifului din cauza altor factori care duc la majorarea. Urmează să se expună ANRE, vom vedea, deci vom comenta deja atunci când vor fi cifrele ANRE. În ultimele două săptămâni, Premier Energy și Feyenoord au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe tarife mai mari pentru energia electrică. Astfel, consumatorii din sudul și centrul țării ar putea plăti cu 38 de bani mai mult per kilowatt-oră, iar cei din raioanele de nord cu 13 bani mai mult. Responsabilii ANRE urmează să examineze demersurile acestora în perioada următoare, în cadrul unor ședințe publice.